mamă, soție angajată. Sunt rolurile cu care trebuie să jongleze multe femei. În România, treburile casnice cad mai mult decât în alte țări pe umerii femeilor, arată date recente. Este practic un al doilea job ce le revine din cauza mentalității învechite și a inegalității. Mamă, soție angajată. Sunt rolurile cu care trebuie să jongleze multe femei. În România, treburile casnice cad mai mult decât în alte țări pe umerii femeilor, arată date recente. Este un al doilea job ce le revine din cauza mentalității învechite și inegalității. A ajuns femeia mai bărbat decât bărbatul în zilele noastre? A ajuns. După cum se vede, peste tot în conducere aproape sunt femei. Unde erau înainte? Unde erau? Eu am vârsta de 78 de ani și e rar că apărea câte o femeie la conducere. Ce părere aveți despre faptul că femeia schimbă roata și bărbatul merge la pensat? Nu cred că toate fac așa. Mai schimbă și bărbați. Dar dacă ești șoferiță, trebuie să schimbi și roată. Trebuie să știi tot. Nu numai să învârți de volan. Mașina cere mult. Dumneavoastră, ce responsabilitate ați luat de pe umerii soțului dumneavoastră? Aproape tot. Soțul meu, ce să vă zic, a fost și el de a condus o vreme, destul de mult o fabrică, n-a fost ușor. Cercetătorii americani ne propun un exercițiu de imaginație. Să presupunem că munca pe care o fac femeile în gospodăriile lor ar fi remunerată la nivelul salariului minim pe economie. Asta înseamnă că într-un an s-ar strânge la nivel global undeva la 10,8 mii de miliarde de dolari. Această sumă reprezintă de 3 ori mai mult decât aportul pe care îl are, de exemplu, industria tehnologică în economie. Îmi spuneți dacă a ajuns femeia din ziua de astăzi mai bărbat decât bărbatul? A ajuns pentru că are aceleași drepturi, aceeași experiență, aceeași viață și aceeași probleme ca fiecare, ce femeia și bărbatul. Ce părere aveți despre femeile care schimbă roata și bărbații care se pensează? Păi asta e un rol important pentru femei, dar pentru bărbați n-are cum. Considerați că femeile muncesc mai mult decât bărbații? Da, muncesc pentru serviciu, casa, copiii. Eleganța, mă rog, treburile gospodărești și așa mai departe. Ce responsabilitate ați luat dumneavoastră de pe umerii soțului, spre exemplu? Eu am luat muncile, că soții nu prea vreau să facă. Treburile casei, gospodăria, munca, piața. Gătitul, spălatul. Datele Eurostat arată că în România o femeie petrece peste 5 ore muncind în propria locuință, 35 de ore pe săptămână, 140 de ore pe lună. Prin comparație, bărbații dedică mai puțin de 3 ore pe zi acelorași sarcini.